Declarații la Institutul de Medicină Legală. Florin Roman, deputatul, este acolo, face declarații. Haideți să-l ascultăm. Uzuală între colegi care mai au disensiuni. Ceea ce a fost pentru mine șocant a fost reacția domnului deputat Vâlceanu. O reacție pe care eu personal nu pot să-mi explic. Am văzut doar că este extrem de tulburat, că avea o privire extrem de ciudată și ne cunoaștem de foarte multă vreme. Când cunoști un om, nu te poți aștepta, dacă îl cunoști bine, și nu știi cum să reacționezi. Practic, în urma acelei altercații, mi-a înfipt mâna în gât. Am ieșit în acest fel din sala de plen, iar în fața plenului, practic, a fost o strângere puternică, a încercat canibalic să mă muște în zona capului. M-am ferit în momentul în care mi-am lăsat capul, mi-am împins capul cu mâna stângă și m-a lovit cu genunchiul în zona nasului. Eu astăzi am făcut ceea ce spune la lege, ca orice cetățean. În primul rând, în calitate de deputat, am solicitat biroului permanent să pună la dispoziție acele imagini pe care dumneavoastră le-ați difuzat, pentru că acele imagini nu puteau fi date publicității decât cu acordul meu. Văzând declarația domnului deputat Vâlceanu, care vorbea doar de o altercație verbală, am solicitat să demonstrez că omul minte și că a fost cu totul și cu totul altceva. A fost o agresiune, că n-a fost o bătaie, pentru că eu nu am reacționat. Am avut acest instinct de a nu reacționa, pentru că i-am văzut, vă repet, figura tulburată. Mi-am dat seama că omul pe care îl cunoșteam eu nu e acel om. Era practic altcineva. S-a și speriat după ce a conștientizat ceea ce a făcut. Am văzut acea urmă de regret pe fața lui și de conștientizare, dar deja lucrurile erau consumate. Totodată am solicitat în birou permanent întrunirea Comisiei Juridice, am rugat biroul permanent să întrunească Comisia Juridică pentru a viziona imaginile și pentru a aplica sancțiunile regulamentare, iar în plan penal m-am prezentat astăzi la IML, mi s-a făcut consultul, urmează să fie eliberat în câteva zile certificatul medico-legal constatator, iar în baza certificatului medico-legal constatator voi depune plângere penală împotriva acestui deputat huligan și nu o fac decât pentru ca oamenii, cei care au văzut aceste imagini, să știe că legea este pentru toți și că legea trebuie aplicată pentru toți. Eu personal regret că Parlamentul a fost pus într-o asemenea situație, dar vă rog să mă credeți că fiecare dintre dumneavoastră, puneți-vă în situația mea, să vină cineva să-ți dea un genunchi în gură pe neașteptate, în față, o persoană cu care te cunoști, deci practic nu te poți aștepta la așa ceva. De la acel moment și până acum a încercat domnul Vâlceanu să vă contacteze, nu știu, poate să vă sună, să vă dea un mesaj, că își cere scuze. Eu cred că are nevoie de odihnă, domnul Vâlceanu. Spuneați că avea o privire ciudată, credeți că era substanțe? Eu nu vreau să fac speculații, dar cred că pentru a înlătura aceste speculații, așa cum i-am venit la medicină legală, cred că și domnul Vâlceanu ar fi bine să facă dovada faptului că a fost el și nu altcineva. De-a lungul timpului a mai avut astfel de Nu. Domnul Vâlceanu era un tip plăcut, prietenos, un bun coleg în perioada în care am fost colegi. N-am auzit niciodată să aibă astfel de ieșiri. Vă repet, senzația mea a fost că astăzi acel domn Vâlceanu pe care îl cunoșteam eu era alt. Ați reproșat ceva când l-ați văzut? Da, a fost un reproș pe care l-am făcut. Dumneavoastră știți foarte bine, sau colegii de parlament știu foarte bine, că regulamentul Camerei Deputaților interzice deputaților neafiliați să stea în băncile altor grupuri parlamentare. Exact asta am reproșat. L-am rugat să meargă la locul lui și de aici, practic, a avut acea ieșire din minți care a dus la ceea ce, din păcate, a văzut o țară întreagă și mie îmi pare rău pentru el că a ajuns în situația asta.
Dar credeți că a fost pur și simplu doar o ieșire sau poate a mai avut în trecut o problemă cu dumneavoastră pe care nu v-a spus? N-am avut, nu, nu, n-am avut niciodată probleme, că de asta vă spun, nu am avut conflicte, nu am avut chestiuni de genul ăsta. Sigur, au fost declarații de presă după ce a plecat din PNL la adresa noastră, au fost diferite lucruri, dar astea sunt, dumneavoastră știți, foarte bine uzuale în politică. Nu cred, că are, nu cred că are legătură, cred că are legătură cu modul în care se simțea domnia Sasi. Domnul Dumitru spunea că l-ați luat pe sus din bancă, e adevărat? Nu cred, că, nu cred că a spus domnul Dumitru așa ceva, pentru că n-aveam cum să-l iau pe domnul Vâlceanu. El m-a luat pe mine din... El stătea cu domnul Dumitru în bancă și în momentul a sărit peste domnul Dumitru, dacă vă uitați peste imagini, și în acel moment, practic, a pus, mi-a pus mâna în gât. Dar de ce ați ieșit cu el pe acolo? Sau pentru că i-am văzut fizionomia feței. Mi-am dat seama că nu e în regulă ceea ce e cu el și n-am vrut ca un act de agresiune pe care îl simțeam să se întâmple în sala de plen a Parlamentului. Am încercat să feresc plenul Parlamentului de gestul lui total deplasat și necontrolat. Așteptați la un astfel de gest? Cumva... Mai v-am spus că nu. Că nu poți să te aștepți că un om, ca un om pe care îl cunoști de zeci de ani, cu care... vorba aia, ți-ai mâncat cojile, să ajungă să aibă genul ăsta de comportament. Dar nu era un tip violent. Dumneavoastră, ca deputat, cum comentați acest incident care s-a petrecut totuși în Parlamentul României? Păi, ce să comentez? E absolut regretabil. Dar vă întreb ce ar fi trebuit să fac eu. În momentul în care oricare dintre noi, puneți-vă în situația mea, vine cineva și se aplică, aveam două variante, de a reacționa fizic și am evitat acest lucru și de a suporta această agresiune. Vi s-a spus oare câte zile de îngrijiri medicale aveți nevoie? Sau că... Nu, mi s-a spus că urmează să-mi fie eliberat certificatul medico-legal constatator. Dacă vă va contacta și va cere scuze sau va încerca să, nu știu, să spună să medieze. Urmărim scandalul acesta și vom reveni cu detalii. Florin Roman l-am ascultat după ce a mers la INML pentru a cere de acolo un certificat medico-legal care urmează să fie eliberat în câteva zile, ca mai apoi să depună plângere, spunea deputatul Florin Roman, în urma altercației pe care a avut-o cu Dan Vâlceanu pe holurile parlamentare.